Bună tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom face împreună un desert foarte gustos și foarte rapid în același timp, și anume lava cake. Nu aveți nevoie de foarte multe ingrediente, așa că haideți să-i dăm drumul. Și vom începe să ungem formele cu unt topit. Peste care vom presăra și cacao. Într-un bol vom pune 55 de grame de ciocolată și 55 de grame de unt. Pune la cuptorul cu microunde pentru 2 minute. Când ciocolata și untul s-au topit, vom amesteca foarte, foarte bine. Vom adăuga și 50 de grame de zahăr pudră. Vom mai pune un ou întreg și un gălbenuș. După care, cu ajutorul unui mixer, vom amesteca toate ingredientele pentru 5 minute pentru a se omogeniza. Apoi mai punem și 25 de grame de făină albă și o linguriță de cacao. După care vom amesteca cu lingura foarte, foarte bine. Iar acum vom umple formele cu crema formată și le vom băga la cuptor pentru 12 minute la 180 de grade. Cele 12 minute au trecut, cam așa arată prăjiturica noastră. Pudrăm prăjitura cu zahăr vanilat, ea se servește caldă, împreună cu fructe, cum ar fi căpșuni, zmeură, dar și cu înghețată sau frișcă. Vă pup și poftă bună!